Până la aur nici nu încearcă. Chiar mă bucur că ridicați această problemă. Vreau să intervin asupra ei. Nu cred că stabilitatea a fost motivul pentru care s-a făcut această alianță și nici războiul din Ucraina, care a început la aproape 4 luni după ce s-a terminat alianța cu USR-PNL. Cred că motivul a fost și incompatibilitatea, și aici eu sunt de acord că nu ne-am înțeles, a fost faptul că noi am vrut să facem reforme pe când PNL-ul nu a vrut să facă reforme. Ce reforme n-am vrut minte, să facem noi? Ce reforme zic, am refuzat, domnul? Dar, să știți un lucru. Că sănătatea a fost că ați făcut show și în opoziție și în guvernare până să, eu vă propun un lucru. Haideți să nu ne întrerupem unul pe celălalt. Aveți dreptate, vă rog. Da, vă mulțumesc frumos. Da, știu, eu să știți că și eu îmi venea să intervin peste dumneavoastră, dar m-am abținut. Deci, în momentul care care a umplut paharul, picătura care a umplut paharul a fost acel PNDL 3 de încă 50 de miliarde de lei, asupra căruia noi am spus, dar de unde scoateți bani? Și ce să vezi? Așa. Nu doar că n-au avut bani, dar pur și simplu au crescut taxele de 3 ori. Au fost toate momentele acelea când vroiam, de exemplu, să desființăm agenții, să facem exact toate reformele. Ca să știu dacă e inclus și răspunsul la întrebarea doamnă. Astea sunt reformele. Astea sunt, deci, doamnă, ăsta e răspunsul. PNDL-ul, nu sunt deloc lămurită. Ce reforme? Ce inițiative ați avut și noi n-am fost de acord. Hai să nu ne asigurăm că toată țara are apă canal. Credeam că nu mă mai întrerupeți. Haideți să o luăm așa. Deci, PNDL-ul e un cancer pentru statul român. PNDL-ul este sistemul prin care statul central ia bani de la toată lumea prin cele mai mari taxe pe muncă care sunt în absolut toată Europa pe salariile mici, care sunt în România, și apoi le redistribuie discreționar primarilor în funcție de apartenența politică, inclusiv internă în partid. Că mai țineți minte că în momentul acela era războiul acela între domnul Orban și domnul Câțu pentru șefia PNL-ului și fiecare, domnul Câțu încerca să distribuie cât mai multe fonduri primarilor sau baronilor. Dar nu mai sunt nici domnul Câțu, nici domnul Orban în frunte. Asta arată puțin cum funcționează istoria în momentele acestea și bun, e un pendul. Dar esența este următoarea. Cu noi nu poți să faci decât reform. Nu poți să faci furtișac, nu poți să faci PND-uri, nu poți să faci toate lucrurile acestea pe care le-am văzut după aceea. Să înființezi noi agenții, s-au înființat încă 3 agenții doar anul trecut. AMEPIP-ul, ARICE-ul, Oficiul de Film, Institutul pentru Republica Moldova, care se face acum încă unul. Da? Deci toate lucrurile acestea se fac în optica de a da niște sinecuri unor oameni. Care, de fapt, nu are nimeni nevoie domnul de... Domnul Vigaș, îmi zicea acum câteva minute atunci că avea senzația că v-ați certat la Stelian Ion. Nu, domnul Stelian Ion a fost, de fapt, un fel în care s-a manifestat conflictul, pentru că el a refuzat să semneze acel aviz pentru PNDL 3, da. Angel Salini, după care... Din cauza lucrurilor acestea, domnul Câțu l-a remaniat. Doamna Mare, sunteți mulțumită de răspuns ca să-i dată... Rurale, în mod special, se dezvoltă prin Angel Salini? Niciuna. Uitați, părerele sunt împărțite. Cum adică niciuna? Dacă vreți, putem să luăm raportul de la Ministerul Dezvoltării, rugăm pe domnul Peștea și o să pot să venim, dacă ne mai invitați, o dată domnul Zampir pe amândoi într-o emisiune. De partid, da. O să... Domnul, să faceți acuzații de genul firmelor de partid și să nu veniți cu dovezi, că nu este în regulă. Suntem la o emisiune televizată și nu puteți să spuneți lucruri de genul ăsta. Haideți să vorbim de reforme. Eu nu mi-aduc aminte cât timp eram la guvernare împreună cu USR-ul, parcă am stabilit că nu ne întrerupem. Păi mai spus o întrebare. Da? Mi-a zis dovezi, vă dau dovezi. După ce termin, aveți ocazia să-mi răspundeți la întrebare. Eu nu mi-aduc aminte să, ca USR-ul să fi propus vreo reformă și PNL-ul să nu fi fost de acord. Haideți să fim serioși. Zero taxe pe salariu minim. Toată lumea, asta toată cu taxe lumea, pe salariu minim. Zero taxe, pe e o nebunie. Nu. Asta nu e o reformă, este o nebunie. Se face mai multe țări din Europa. Cum adică, dar se practică în Europa. Exact. Dacă mi permiteți. Deci, spuneam în prima mea intervenție, domnul Zamfir, că nu sunt sigură de natura relației dintre USR și AUR. Ei mă conving pe moment ce trece alături de dumneavoastră aici în emisiune că au foarte multe în comun, de fapt. Și anume această dorință și cumva... așa, o chestiune pe care nu și-o pot controla de a face show... Fie la putere, că ați avut ocazia și la putere, fie în opoziție și când vine vorba de chestiuni concrete mai puțin. Criticați Angel Salini, care este un program care dezvoltă comunități. Nu sunt de acord. Dezvoltă firmele de partid. Ne spuneți că doriți să aduceți tezaurul înapoi în țară. Eu aș vrea să văd în Parlament, că suntem în Parlament împreună, dar aș vrea să văd inițiativele pe care le aveți acolo, concret, cu avem. Ce veniți? Pe în Parlamentul European. Vedeți că sunt 141 de inițiative, numai eu am trecut două săptămâna trecută. În Parlament. În Parlamentul European. Deci stați o secundă, cine vrea să aducă tezaurul?
Păi așa a spus domnul Andrușan. Da, okay. Și cum aduceți tezaurul? Am făcut solicitări, am cerut care sunt, am cerut și celor de la Banca Națională, pentru că toate documentele sunt, ele există. Nu e cum spun rușii. Nu este cum s-a întâmplat la întrevederea din 1968, când pentru prima oară s-a pus problema tezaurului. Actele nu au dispărut, nu sunt la ei sau poate nu vor să spună că sunt la ei, dar în Banca Națională există documente care arată până la ultimul tablou. Și dacă avem această evidență, cum luăm... Trebuie să ai voința politică și curajul să te duci să le spui. Dom'le, hai să începem negocierile. Mai are cineva dialog cu rușii zilele astea? În afară de doamna Șeșancă, poate rugăm pe... Uitați care e paradoxul. Dânșii au la guvernare, adică șeful dânșilor, domnul Iohannis, inventatorul comandului.